Vreau să citesc din cartea lui Iacov, din capitolul 1, de la versetul 1. E o scrisoare pe care Iacov, acest Iacov, frate de trupul Domnului Iisus, deci vă rog să rețineți acest adevăr, acest Iacov scrie această scrisoare în calitate de lider al bisericii din Ierusalim către creștinii evrei care din cauza persecuției, din cauza suferinței, au trebuit să-și lase casele, au trebuit să părăsească tot ceea ce strânseseră și să se risipească, să fugă. Și iată cum descrie Iacov, sau iată ce spune Iacov în capitolul 1, versetul 1. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, el Iacov, despre care știm că până după înviere nu crede în Iisus, nu crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și e logic să ne gândim așa, pentru că au fost frați de trup. Însă ceea ce schimbă perspectiva lui Iacov e întâlnirea lui personală. Pentru că fără această întâlnire personală cu Iisus Hristos, creștinismul este o simplă religie. Dar spune Iacov, și dacă citiți, de fapt, Apostolul Pavel zice, când vorbește despre arătările lui Iisus după înviere, zice și în urmă s-a arătat și lui Iacov. Și Iacov spune, acum sunt rob al lui Iisus Hristos. Către cele 12 seminții, adică când spune către cele 12 seminții, în mod evident se referă la evreii creștini care au fugit din Ierusalim din cauza persecuției împotriva creștinilor de acolo, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Deci să știți că salutul ăsta cu sănătate e un salut bun. Dacă mai este câte unul care se potignește, frate, n-ai zis pacea Domnului, uite, îi din Biblie și chiar de la fratele de trup al Domnului Iisus. Sănătate, dar nu sta jos. Versetul 2 zice, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți, adică nu sunteți ignoranți, știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dacă aveți nevoie de răbdare, evident. Și apoi versetul 5. Dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Adică încercarea credinței voastre lucrează răbdare dacă aveți nevoie de răbdare. Dacă aveți nevoie de înțelepciune, Dumnezeu vă dă înțelepciune. Adică, încercarea credinței voastre, adică faptul că trebuie să vă lăsați casele, să fugiți, să treceți printr-o grămadă de lucruri dureroase, prin atâta suferință, toate acestea lucrează în voi. Dacă aveți nevoie de răbdare, răbdare. Dacă aveți nevoie de înțelepciune, înțelepciune. Și spune, dacă cuiva lipsește înțelepciunea, zice versetul 6, s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Adică cere-i de la Dumnezeu exact lucrul de care știi că ai nevoie. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Adică atunci când treci prin suferință, trebuie să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, nu lăsa ca suferința aceasta să risipească lecția pe care Tu vrei să mi-o transmiți. Și închei citirea cu versetul 12. Ferice de cel ce rabdă ispita, și v-am spus și în alt rând, cuvântul ispită se traduce și cu încercare. De fapt, primul sens al cuvântului în limba greacă este acesta, încercare. Așadar, în context, aici nu se referă la tentația de a păcătui, ci se referă la încercare, la suferință. Ferice de cel ce rabdă încercarea, căci după ce a fost găsit bun, după ce a fost găsit bun, nu doar că rabdă încercarea, dacă după încercare e și găsit bun, va primi cununa vieții pe care a promis-o, a făgăduit-o, Dumnezeu celor ce-L iubesc. Amin. Și pentru că-L iubiți pe Dumnezeu, într-o zi, cred că veți primi și voi cununa asta vieții. Amin? Stați jos.
Dacă ar fi să-i adresezi lui Dumnezeu o singură întrebare și ai ști că Dumnezeu îți răspunde, dar îți răspunde așa, pe față, direct, să știi că auzi vocea lui Dumnezeu și asta e vocea lui Dumnezeu. Care ar fi întrebarea pe care i-ai adresa-o? Gândiți-vă bine, nu risipiți întrebările. Cei de la grupul de studii sociologice Barna, așa se numesc, e un grup de studii sociologice evanghelic, început în 1983 în America, care se ocupă cu cercetarea acestui fenomen spiritual, care există în special în bisericile evanghelice, adresează această întrebare într-un studiu făcut de ei. Dacă ar fi să-i poți adresa lui Dumnezeu o singură întrebare și să știi că Dumnezeu îți răspunde cu voce tare, clar, care ar fi întrebarea aceea? Mai bine de 90% din răspunsuri au fost legate de problema suferinței. Mai bine de 90%. Majoritatea, într-un fel sau altul, au spus, dacă aș putea să vorbesc cu Dumnezeu, să-i adresez o întrebare și să știu că Dumnezeu îmi răspunde, astfel încât să înțeleg foarte clar, l-aș întreba, Doamne, de ce ai îngăduit atât de multă suferință? O, Doamne, ce ești Tu, cum ești și unde? Din stânci în stânci, ca Moise pe Horeb, încerc să urc în ceața ce te ascunde și am atâtea, Doamne, să te întreb. Nu știu care e întrebarea din mintea ta în această seară. Pentru că am ales să vorbesc despre suferință și știu că fiecare dintre noi avem rănile noastre, avem suferințele noastre și avem durerile noastre. Indiferent de vârsta noastră. Pentru fiecare dintre noi, suferința noastră, durerea noastră, apasă cel mai greu. Nu știu câți dintre voi n-ați dormit de grijă a copiilor care mor de foame în Africa. Dacă ai avut odată o singură și simplă durere de măsea, n-ai dormit toată noaptea. De ce? Pentru că fiecăruia dintre noi ni se pare că suferința noastră este cea mai importantă. Vreau să vă spun în această zi că în ciuda durerii, în ciuda suferinței, în ciuda problemelor prin care trecem, noi rămânem mai departe iubiți de Hristos. De ce vă spun asta? Pentru că am văzut că unii oameni când trec prin durere, indiferent care e forma durerii, au sentimentul acesta greșit că au fost abandonați de Iisus. Că lui Iisus nu-i pasă. De ce îngăduie Dumnezeu suferința? E titlul predicii din această seară. Dar în mod evident că nu voi reuși să dau răspuns în mod absolut la întrebarea aceasta. E imposibil. Dar vă aduc aminte doar că la un moment dat, când un prieten al Domnului Iisus, mă refer aici la Lazar, se îmbolnăvește foarte grav, surorile lui, Marta și Maria, îi trimit de veste. În Ioan, în capitolul 11, în versetul 3 și versetul 4. Și îi spun, vă aduceți aminte? Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Deci ce înțeleg eu din propoziția aceasta? Că poți fi iubit de Iisus, dar totuși să fii bolnav în același timp. Pentru că unii dintre noi avem sentimentul acesta că atunci când trecem prin boală, prin pierdere, prin suferință, în orice formă ar fi suferința asta, avem sentimentul acesta greșit al abandonului, al părăsirii. Și unii dintre noi s-ar putea să credem că am pierdut dragostea lui Dumnezeu și să ne întrebăm câteodată, mai ales dacă suferința este foarte mare și apasă puternic pe psihicul nostru și pe trupul nostru, să ne întrebăm, oare mă mai iubește Dumnezeu? Știți de câte ori n-am auzit întrebarea aceasta la unii oameni care trec fie printr-o pierdere, fie trebuie să înmormânteze pe cineva drag, fie se îmbolnăvesc de o boală foarte gravă, fie ajung, nu știu, într-o stare de depresie. Oare mă mai iubește Dumnezeu? Chiar de curând am vorbit cu cineva care trebuie să înmormânteze
unul dintre copii. Și mă întreba, oare mă mai iubește Dumnezeu? Uitați în textul acesta. Biblia ne spune că la un moment dat, un om pe care Iisus îl iubea era atât de bolnav încât se afla pe patul morții. Acela pe care îl iubești este bolnav. Draga mea, dragul meu, vreau să te asigur în această zi că în ciuda suferinței spirituale, psihice pe care o resimți, în urma unui divorț, în urma unei suferințe fizice pe care o ai, în urma unui abandon, vreau să-ți garantez că Iisus totuși te mai iubește. Cel pe care îl iubești e bolnav. Și știți care e răspunsul Domnului Iisus? Iisus, când a auzit vestea asta, ce a făcut? Noi, în mod normal, când auzim vești de felul acesta, ne panicăm. Bine, Iisus știa că îl va învia pe Lazar. Dar, pe de altă parte, când auzim de boală, în ultima vreme mai ne spunem, oh, dar numai de cancer, numai de boli, numai de necazuri, numai vești de genul acesta auzim. Întotdeauna au fost. Dar răspunsul Domnului Iisus mi se pare formidabil și aș vrea să te asigur că e valabil și în această zi pentru fiecare dintre noi, versetul 4. Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Voi mai spune o dată și s-ar putea ca unii dintre voi să nu fi fost pe fază, voi mai spune o dată cu un singur motiv, pentru că aș vrea să repetăm împreună. Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Haideți să repetăm împreună. Boala aceasta. Haideți să mai zicem încă o dată și mai hotărât. Boala aceasta. Suferința mea să fie spre slava lui Dumnezeu. Și imediat am văzut că vi se aprind beculețele așa în priviri și vă gândiți, păi dacă e pentru slava lui Dumnezeu, înseamnă că mă vindecă Domnul, imediat. Nu întotdeauna e așa. Știi că durerea ta, problema ta, încercarea ta poate rămâne mai departe în viața ta și totuși să fie pentru slava lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce determină dacă boala, dacă suferința, dacă necazul din viața ta, dacă încercarea este spre slava lui Dumnezeu, e atitudinea ta în încercare. E felul în care te raportezi tu la boală. E felul în care primești suferința. Pentru că atunci când vorbim despre suferință, dragii mei, e un teolog reformat care face o distinție foarte interesantă. Numele acestui teolog este Millard Erickson. El spune, și în teologie, când se vorbește despre problema suferinței, ea este numită problema răului și zice așa, există un rău moral și există un rău natural. Există un rău moral care vine din libertatea morală a omului de a alege și pe de altă parte există un rău natural care te lovește fără să țină într-un fel sau altul de capacitatea ta de alegere. Cele mai multe lucruri rele care se întâmplă în lumea asta, cele mai multe suferințe, cele mai multe încercări, cele mai multe boli, cele mai multe probleme pe care omul le duce în lumea aceasta, vin de aici, din libertatea noastră a oamenilor de a alege. Poate nu întotdeauna din libertatea noastră, poate vine din libertatea altcuiva, care e în proximitatea noastră sau în apropierea noastră. Dacă ne uităm în lumea asta de foarte multe ori când vorbim despre problema suferinței, cea mai greșită abordare e să luăm problema asta a răului în general și să ne întrebăm de ce îngăduie Dumnezeu atât de multă suferință și dacă vom analiza punctual fiecare problemă în parte, vom vedea că în spatele problemei, în spatele suferinței, în spatele unei boli, de foarte multe ori stă alegerea greșită a unui om, poate nu acelui om care se află acolo în boala aceea, în suferința aceea, în încercarea aceea, dar altcuiva, pentru că răul de cele mai multe ori în viața noastră vine din libertatea noastră de alegere și răul acesta se numește răul moral, pentru că vine din libertatea noastră a oamenilor de a alege. Ți se pune în față binele și răul, e libertatea ta, faci ce vrei cu viața ta. Și de cele mai multe ori suportăm consecințele alegerilor noastre greșite. Ce-i dureros e că uneori suportă alții deciziile noastre greșite. Prostia noastră, neatenția noastră, lipsa noastră de sensibilitate, deciziile pe care le-am luat atunci când ne-am încăpățânat și am zis nu, așa o știu, așa mă duc. Alegerea ta greșită de foarte multe ori îi face rău altuia. Dar originea aici nu-i Dumnezeu, că omul revoltat adeseori strigă către Dumnezeu și spune de ce îngăduie Dumnezeu. Omul are libertate. Există răul acesta moral, dar mai există
un alt rău, răul natural, așa numește Millard Erickson. Adică, răul care te lovește fără să depindă într-un fel de tine. Ca de exemplu, sunt copii care se nasc cu tot felul de boli. Și asta e cel mai dureros. Nu alegi tu dacă te îmbolnăvești sau nu de cancer, poate vei spune, bun, dar în anumite situații, da, în anumite situații, e tot consecința unei decizii greșite. Fie o decizie greșită în dreptul tău sau în dreptul altcuiva. Dar nu vreau să intrăm în detalii de genul acesta. Un cutremur, nu-l programezi tu. O furtună puternică ce lasă în urma ei o grămadă de morți, nu-i programată de tine. Răul acesta, generic, se numește răul natural. E ceva care nu depinde de forțele tale. Orice ai fi, oricum ai fi, oricât de creștin ai fi, oricât de bun ai fi, pandemia, chiar dacă repezi Psalmul 91 de 150 de ori, nu te ocolește. Ăsta e răul natural, care nu vine întotdeauna din alegerile noastre. Numai că fiți atenți, până și răul acesta are de-a face cu noi. Și o să vă spun aici, o să vă spun și o să vă mărturisesc o greșeală pe care am făcut-o adeseori când vorbeam despre suferință și le-am spus și fraților mei cu care slujesc aici în biserică să nu repetăm greșeala asta. Adeseori în bisericile pentecostale auzi zicând, fraților, îi mulțumim lui Dumnezeu că avem mâini cu care putem apuca, suntem binecuvântați, avem picioare pe care putem păși, suntem binecuvântați. Nu mă uitați, noi avem în biserica noastră și dați-mi voie să mă îndrept încoace. Oameni care vin aici în fiecare duminică. Cristina, distrofie musculară, nu? Distrofie musculară. În căruciorul cu rotile. Prezent aproape la toate programele bisericii noastre. N-a ales ea, ca la 40 și puțin de ani, să fie în căruciorul cu rotile. Dar știți ce poate ea alege? Să vină la biserică sau nu? Să-și păstreze demnitatea sau nu. Asta ține de alegerea ei. Să disper sau nu. Ți se naște un copil bolnav. Poate fi boala aia spre slava lui Dumnezeu sau poate să-ți aducă doar amărăciune și ție, și familiei tale, și altor oameni. Sunt lucruri care nu țin de alegerea noastră. Nu e vinovată că stă în căruciorul cu rotile, nu e vinovată că i-au murit părinții în pandemie, amândoi părinții. Lucrurile acestea nu țin de deciziile noastre. Eu de multe ori tot aud chestia asta. Așa a vrut Dumnezeu. Disper la chestia asta. O, zice, așa a vrut Dumnezeu. Asta s-a născut din spiritul mioritic românesc. Așa a vrut Dumnezeu. Cea mai dureroasă înmormântare la care am fost vreodată, 4 sicrie. Tata și 3 copii. Într-un accident, morți. Pentru că a intrat unul care era biat pe contrasens și i-a omorât pe toți acolo. Și tot aud chestia asta, așa a vrut Dumnezeu. Oare așa a vrut Dumnezeu ca ăla să urce biat, să stea la volan, să intre pe contrasens? Oameni buni! Ce vreau eu să vă spun în această zi, că sunt rele în viața asta care ne lovesc. Oricât de buni suntem, oricât de credincioși suntem, oricine ne-am crede noi. Numai că și relele acestea, răul acesta, așa cum îl numește Millard Erickson, natural, care vine peste noi, indiferent ce viață trăim, indiferent cât de sănătos trăim, indiferent cât aloe vera mâncăm, indiferent câte ture facem pe malul Crișului, indiferent ce lifestyle ai, ca să folosesc și expresia asta la modă, indiferent ce stil de viață ai, există acest rău care te poate lovi. Vine o furtună, vine un cutremur, sunt lucruri pe care nu le poți programa niciodată și care nu țin de alegerea ta. Dar totuși ceva ține de alegerea ta. Atitudinea ta în fața suferinței. Pentru că până la urmă atitudinea ta și a mea în fața suferinței transformă suferința, boala, necazul, încercarea în ceva care poate să fie pentru slava lui Dumnezeu. Faptul că oamenii ăștia vin aici în căruciorul cu rotile pentru slava lui Dumnezeu. Faptul că ei au ales, în ciuda necazului prin care trec, să laude pe Dumnezeu, să vină în locul acesta cu bucurie, să-și trăiască viața cu demnitate, să predea limba germană mai departe, să-și ducă o viață cât se poate de normală mai departe. Asta, vreau să vă spun ceva, transformă necazul, transformă durerea, transformă suferința în ceva care poate să capete sens. Și care e sensul? Slava lui Dumnezeu. Altfel dacă nu crezi în Dumnezeu, te lovește suferința și mai ales o suferință de felul acesta și în momentul acela te-o zdrobi și zici, bă, nu mai are rost să trăiesc. Ce rost mai are să trăiesc?
Așa că ascultați-mă cu mare atenție. Poți să fii iubit de Iisus și totuși, să treci prin necaz, prin durere, prin încercare și prin suferință. Aș vrea în această zi să vorbesc cu voi și am zis că nu mă lungesc prea tare. Îmi puneți un ceas, că dimineața mi-a spus unul mare acolo. Lasă că-l văd pe ăla. Lasă. Vreau să vorbesc despre acest subiect din perspectiva lui Iacov. Teoretic ar fi 4 puncte, dar o să prezint doar 3. O să vorbesc despre realitatea suferinței. O să vorbesc despre rădăcina suferinței. O să vorbesc despre răspunsul la suferință. Și numai în final vă spun așa, există și o răsplată a suferinței. Ferice de cei care rabdă suferința, pentru că vor primi răsplata. M-am gândit când o cântat grupul de închinare asta, m-am gândit la această răsplată. M-am gândit, e o cântare veche, nu știu dacă mai știți, o cântare care spune, când vom intra pe atale porți de aur, Ierusalime, loc iubit și sfânt, tot cerul fi va plin de osanale spre slava celui purul drept și sfânt. O cântare compusă de Nicolae Moldoveanu. Chiar, vreți să o cântăm? Hai să încercăm. Când vom intra pe atale porți de aur, Ierusalime, loc iubit și sfânt, tot cerul fi va plin de osanale spre slava celui purul drept și sfânt. Tot cerul fi va plin de osanale spre slava celui purur drept și sfânt. Cu ochii-n lacrimi de bucurie sfântă, scăldați în raza soarelui dorit, nesăturați de fața ta cea blândă, îți vom cânta pe veci căci ne-ai iubit. Nesăturați de fața lui cea blândă, îi vom cânta pe veci căci i-am iubit. Ferice de cei care vor răbda încercarea. Fericiți, zice Iacov, sunt cei care vor trece prin suferință, pentru că la final Dumnezeu a promis că le dă cununa vieții. Ăsta e motivul pentru care suntem creștini. Ăsta e motivul pentru care încercăm să ducem o viață în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Acesta e motivul pentru care am fost într-o zi botezați în apă. Ăsta e motivul pentru care suntem la biserică și în această zi. Pentru că știm că într-o zi vom primi de la El o răsplată. O slăvit să fie numele Lui. Mai zic o dată, slăvit să fie numele Lui. Și mai zic încă o dată, ca să se trezească toată lumea, slăvit să fie numele Lui. Când vorbim despre realitatea suferinței, Iacov vorbește unor oameni care au trecut prin necazuri, noi ne imaginăm ce necazuri și ne place să ne plângem de necazurile noastre, dar ia imaginați-vă că peste noapte se anunță o persecuție și peste noapte oamenii aceștia trebuie să părăsească tot ceea ce strânseseră și peste noapte trebuie să-și ia familia și să o ia la drum câteva sute de kilometri într-o lume în care nu exista 112 să sun la salvare, într-o lume în care nu puteai să ai medicamente, la cea mai banală pneumonie sau la cea mai simplă gripă, cineva drag ar fi putut tuturor când să moară. Imaginați-vă familii întregi care pe drum adeseori, cu siguranță, în sutele de kilometri au trebuit să înmormânteze oameni dragi.
Și acestor oameni, le scrie Iacov, care au trecut prin atât de multă durere, oameni care tot ce au strâns într-o singură noapte, au trebuit să lase. Au trebuit să lase casa, au trebuit să lase pământul și au trebuit să se împrăștie printre neamuri, pentru că în Ierusalim pornise o persecuție împotriva creștinilor și primesc vestea asta, dacă mai rămânem în Ierusalim, s-ar putea să fim arestați și să fim condamnați la moarte. Și peste noapte au zis, ne ducem mai departe cu Domnul. Imaginați-vă oameni care au strâns o grămadă de răni în sufletul lor și acestor oameni le scrie, frații mei, zice Iacov, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurinte încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează. Și Iacov, vorbindu-le acestor oameni, vorbește despre o realitate a suferinței, vorbește despre rădăcina suferinței, adică despre cauza ei, și apoi le spune despre răspunsul pe care un om credincios trebuie să-l dea în situații de felul acesta. Și primul lucru pe care îl spune despre realitatea suferinței este, realitatea este că suferința e inevitabilă. De aceea le spune Iacov în capitolul 1, în versetul 2, frații mei, priviți ca pe o mare bucurie dacă treceți prin încercări. Ia vedeți ce scrie acolo. E subliniat. Ziceți voi, ce-i subliniat? Numai atâta vedeți. Trebuie să rezolvăm problema asta cu vederea. Ce-i subliniat? Ziceți tare. Când? Adică nu e o chestiune, suferința nu e o chestiune, eu nu voi trece prin ea niciodată. Nu există așa ceva. Când? E doar o problemă de timp. Dacă în această seară ești tânăr și o duci bine, bucură-te până te mai poți bucura. Urmează și pentru voi. Dacă în seara asta o duci bine, totul e perfect, slavă Domnului pentru asta, dar vă spun, vine și treaba asta. Vine și încercarea, vine și durerea, vine și boala, vine și suferința. Frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când, deci nu se pune problema dacă treceți prin încercări. Nu zice Iacov aici, dacă cumva voi ați trecut în viața voastră prin durere, atunci fiți atenți. Nu, așa ceva nu există. Când? E problemă de calendar numai. Că dacă ne uităm numai cum a trecut anul ăsta și dacă ne-am fi gândit la începutul anului, câți dintre noi ne-am fi gândit că anul care a trecut ne-am despărțit de oameni dragi? Câți dintre noi ne-am fi imaginat lucrul acesta? Câți dintre noi ne-am gândit că va trebui să participăm la o înmormântare atât de dureroasă pentru Biserica Lumina? Câți dintre noi ne-am calculat asta? Nici gând, nici măcar nu ne-a trecut prin gând așa ceva. Pentru că în calendarul lui Dumnezeu sau în calendarul vieții noastre, vreau să vă spun ceva, suferința e ceva inevitabil. De-aia zice Iacov, frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când? Pentru că e doar o problemă de timp, dacă încă n-ați trecut, urmează să treceți, dacă încă n-ați simțit gustul acela amar al dezamăgirii, stați liniștiți că vă vine și vouă vremea, dacă n-ai simțit încă frustrarea, stai liniștită, soră dragă, urmează! Când veți trece prin încercări? Și uitați ce spune... Știți, unii dintre noi avem senzația că dacă suntem pocăiți sau știu eu, facem parte din biserica penticostală sau baptistă sau creștină după Evanghelie sau știu eu, suntem foarte bisericoși, gata. Noi n-avem parte de suferință. Uitați-vă la Iosif. Om neprihănit și în ciuda acestui lucru îi moare mama în adolescență, la 18 ani devine sclav, la 20 de ani intră la pușcărie, până la 30 de ani, păi nedrept la pușcărie acum, deci vreau să accentuez asta, până la 30 de ani. Daniel, cel rugativ, cel bun, omul care postește, totuși ajunge în groapa cu lei, primește bilet doar dus, fără întors, dar îi dă Dumnezeu întors de acolo, din groapa cu lei. Pavel, marele apostol Pavel, ia uitați-vă că e acolo, trecut pe schița voastră, 2 Corinteni 11, numai lista pe care o prezint aici, 2 Corinteni 11 cu 24 la 27, că noi ne imaginăm ce tare era să fii un om așa puternic ca Pavel, care se roagă pentru alții și sunt unii morți și Dumnezeu îi aduce la viață și pe unii îi vindecă. Și uitați-vă, apostolul Pavel zice, fraților, hai să vă povestesc ce înseamnă să fii apostol. Pentru că unii își imaginează așa, bă, ce fain e să fii predicator, ce fain e să fii pastor. Ia uitați o listă aici. Noi nici nu ne putem compara cu lista asta. Zice, de 5 ori am căpătat de la iudei ce?
40, noi când am citit 40, ne-am gândit că poate 40 de arginți sau ceva. Nu, nu, nu. 40 de lovituri fără una, de 5 ori. Știi ce înseamnă asta? Moarte sigură aproape la, numai la una din încercările astea. 39 de lovituri. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. O dată am fost împroșcat cu pietre. Vă aduceți aminte de momentul acela? L-au lovit cu pietre până au crezut că e mort. De fapt, nu era mort. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Pune-te, rog, următorul verset. Deseori în călătorie, adică fără număr, nu mi-aduc aminte de câte ori, deseori în primejdii, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frați mincinoși, asta mi se pare chiar tare. Adică, domne, și pe mare, și pe uscada, și între frați mincinoși. Nu știu cum îi numește, și frați și mincinoși. Domnul să ierte. Eu aș fi zis numai mincinoși, fără frați. În osteneli, în necazuri, în priveghiuri adesea, în foame, în secetă, în sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Ca să vedeți cât de tare era să fie apostol. Pune următorul. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace. Nu. Bun. Lista e mai lungă, numai versetele astea le-am pus. Uitați-vă voi mai departe acolo. Lista cu toate necazurile lui Pavel e foarte lungă. Că noi ne gândim așa, mă, dacă sunt pocăit, nu merge așa. Suferința e inevitabilă. Știți ce spune Iov? Zice așa: omul s-a născut să sufere așa cum scânteia se naște să zboare. Suferința face parte din condiția noastră umană. Oricât am încercat să ne disociem de ea, oricât am încercat să fugim de ea, e ca umbra. Ne urmărește întotdeauna. Orice stil de viață am avea. Ba, aș îndrăzni să spun mai mult. Știți cu cine vorbește Iacov aici? Ați fost atenți. Cui zice? Frații mei. Adică la cine vorbește? La păgâni? Nu, la pocăiți, la credincioși, la creștini. Voi n-ați văzut că și la Iov, până când nu se laudă Dumnezeu cu Iov, părea că totul merge perfect. Dar voi n-ați observat în viața voastră că atunci când luați decizii bune să vă apropiați de Dumnezeu mai mult sau să faceți un lucru bun, parcă atunci sunteți loviți mai mult ca niciodată? N-ați observat chestia asta? Că până când nu s-a lăudat Dumnezeu cu Iov, viața lui era un vis. Dintr-o dată când se laudă Dumnezeu cu Iov, zice: l-ați văzut pe Iov, neprihănitul Iov. Și noi am zis: bă, când Dumnezeu se laudă cu mine, de aici încolo, prosperitate, bine, har, dantură perfectă, nu mai știu. Mașină tare, casă, nu știu cum, cum sunt ăștia în fotografiile acestea care promovează Evanghelia Prosperității. Nu. Din momentul în care Dumnezeu se laudă cu tine, dar știți că unii dintre cei care s-au botezat mi-au spus: păi zice, de când ne-am hotărât să ne botezăm? Hai! Un început, tot felul de discuții, o grămadă de probleme. Și am zis: e bine, înseamnă că ați dat-o pe drumul cel bun. Suferința este inevitabilă, dar pune versetul ăla pe care l-ai pus mai înainte. Dar Domnul Iisus zice asta, în Ioan 16:33. V-am spus aceste lucruri și vă spun și eu, v-am spus aceste lucruri ca să avem pace în Iisus Hristos. În lume vom avea necazuri, dar îndrăzniți, Iisus a biruit lumea. Slăviți să fie numele Lui. Mai zic o dată, slăviți să fie numele Lui. V-am spus aceste lucruri ca să fiți realiști. Să nu fiți din categoria creștinilor care spun: bă, dar eu am crezut că mă pocăiesc și totul merge bine. Nu! Realitatea este că suferința, durerea, boala, problemele în viața aceasta sunt inevitabile, fac parte din condiția noastră. Iacov vorbește aici nu cu păgânii, ci cu creștinii și lor le spune, între ghilimele, frații mei. Adică se adresează acelor care aveau aceeași credință în Hristos, la fel ca el. Și totuși, vă spun în această zi, îndrăzniți, nu vă temeți, Doamne ajută-ne. Dar mai e ceva. Suferința este variată. Asta o știți voi bine. Iacov zice în 1:2: frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Vedeți, în limbile clasice sunt mai puține cuvinte decât în limbile moderne. Vă dau doar un exemplu. Ebraica în care a fost scris Vechiul Testament are până în 6.000 de cuvinte. Limba română modernă,
cu neologisme are, cred că, peste 100.000. De aceea gândiți-vă că în limbile clasice, limbile în care a fost scris cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt are o paletă foarte largă de interpretare și se interpretează întotdeauna în funcție de contextul în care se află. De-aia e foarte interesant cuvântul pe care îl folosește Iacov aici. Știți care e cuvântul în grecește ad literam, adică cuvânt cu cuvânt tradus? Colorate încercări. De ce? Pentru că și suferința are culorile ei. Galbenul bolii, deci ești cam palid, cred că ești beteag. Roșul aprins al conflictului, bă, te-ai făcut roșu la față, te-ai enervat, așa-i? Cenușiul morții, albastrul intens al depresiei, colorate încercări. Paleta asta de culori e foarte variată. Zice Shakespeare, când vine cazurile, vin în batalioane. Dar românul zice mai bine, încercarea nu vine niciodată singură, problema nu vine niciodată singură. De ce? Că după problema de sănătate vine problema financiară, că nu mai poți munci cum munceai înainte. După problema financiară vin problemele din familie, bă, dar cum stăm cu banii? Din problemele din familie vin altele, spirituale și așa mai departe. Necazul nu vine niciodată singur, nu poți să spui, bă, eu am numai un necaz, dar restul e beton la mine în viață. Perfect! Extraordinar! Felurite încercări! Mă, măcar dacă ar fi numai una, dar așa stau lucrurile și îmi place de Iacov că e foarte realist. Zice, oameni buni, vreți să vă spun care e realitatea? Eu vă spun din partea lui Iacov, realitatea este că vă place, că nu vă place, eu vă transmit realitatea asta. Realitatea este că suferința e inevitabilă, oricum ați fi, nu puteți evita. În lumea asta face parte din condiția noastră umană și de asemenea e felurită, nu e numai de un fel, e de mai multe feluri. Și acum rămâne întrebarea, bun, dar de ce? Care e rădăcina? De ce îngăduie Dumnezeu? Și sunt trei posibile răspunsuri pe care le găsim aici în text. 1. Pentru testare. 2. Pentru învățare. Și 3. Pentru sensibilizare. 1. Pentru testare. Frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite. Care e cuvântul folosit acolo? Subliniat. Încercări. Ce înseamnă încercare dacă nu testare? Când eram profesor, aveam unul care tot timpul era cu mâna sus. Dar știam că numai prostii răspunde. Domn profesor, pune pe mine, pe mine, pe mine, știți? Pe mine, eu. Și mă gândeam, dacă iar îl pun pe ăsta, se ridica și întotdeauna băga o enormitate. Ceva total paralel. Nu? Niciodată nu știi cât de bun e un elev până nu-i dai un examen. Aveam colegi din ăștia care după examen îi întrebai cu 10, da? Eu știam că eu fost 3-4 pe acolo pe undeva. Niciodată nu știi cât de credincios e un om până când nu trece prin necaz. Niciodată. Știți întâmplarea aia? Cred că v-am mai spus-o, de se potrivește foarte bine cu un pastor care lucra la un gard cu ciocanul, lovea niște cuie și un copil mai, nu știu câți ani să fie avut, stătea pe lateral, un băiețel și se uita așa la el. Și pastorul lucra mai departe cu ciocanul și supăra pe că băiatul stătea și se uita așa. La un moment dat îl întreabă, mă băiete, ce te uiți așa la mine? Zice, e curios să văd ce zice un pastor când se lovește cu ciocanul peste degete. Pentru că suferința nu ne face mai buni, ea scoate din noi ce este acolo. De aceea, omul în suferință face ceea ce a fost obișnuit să facă până atunci. Iov, toată viața lui o binecuvântat și când îi mor toți copiii, 10 prunci într-o singură zi și pierde toată averea, știți ce spune? Chiar dacă cei din jur și nevastă să-i spunea blestemă-l pe Dumnezeu și vei muri, el zice, eu nu pot blestema, că eu nu am fost obișnuit să blestem, eu știu doar să binecuvântez și spun, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, numele lui să fie binecuvântat. De aceea vă spun așa, noi pentru suferință trebuie să ne pregătim că e un examen, să nu cumva să credeți că prin suferință veți deveni mai buni. Dacă ai fost rău până atunci, suferința nu va face decât să scoată răutate din tine. Și vă spun asta pentru că am văzut oameni care trec prin diverse boli, sunt mai frustrați, mai irascibili și mai greu de lucra cu ei.
Boala în sine nu e o virtute, suferința în sine nu e o virtute. Eu nu mi-aș dori ca vreunul dintre noi să suferim. Eu mi-aș dori ca toți să fiți bogați, să vă dați zeciuiala la biserică, să, nu știu, să vă meargă bine, să fiți perfect sănătoși, să n-avem nicio înmormântare. Eu asta îmi doresc pentru voi. Văd că voi nu, n-ați zis niciunul amin. Cred că treaba aia cu zeciuiala v-a blocat. Dar adevărul e că în viață dăm de toate problemele acestea. De aceea, primul motiv pentru care Dumnezeu îngăduie în viața noastră suferință este să ne testeze. Ascultați-mă, în momentul acela, aduceți-vă aminte de Iov. Tot cerul se uita la Iov. Test, examen. Și Dumnezeu și Satana. Toată lumea spirituală se uita la Iov. Și vine Satana și zice, acum să vedem, că până acum, tot la biserică era cu mâinile sus, cercetat, normal, era cel mai cuvaz om din Răsărit, avea o grămadă de bani, familia era perfectă, dar ia să-l vedem acum când îi mor copiii, dar ia să-l vedem acum când pierde toți banii, dar ia să-l vedem acum când trece prin greu, să-l vedem acum, oare a trecut examenul? Test. Punctul 2, învățare. Ce să învăț? Vreau să vă spun un lucru. Hai să văd ce zice aici. Iacov zice așa. Frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre, ce face? Lucrează. Hai că eu zic cu voce tare și apoi zicem împreună. Lucrează. Repetăm? Că vreți, că nu vreți, repetăm. Lucrează. Haideți încă o dată. Așa, a fost mai bine acum, că parcă a fost reluare, eram așa... O orchestră tristă lucrează. Ce lucrează? Răbdare. Dacă ai nevoie de răbdare, că unii dintre voi sunteți foarte răbdători. Dar mai jos zice, înțelepciune dacă ai nevoie de înțelepciune. Dumnezeu ne oferă exact lucru de care noi avem nevoie. Adică Dumnezeu se uită la noi. Vă aduceți aminte ce spune Apostolul Pavel altădată? Zice, mi-a fost pus un țepuș, un sol al Satanei. De ce? Cine își mai aduce aminte? Tot în 2 Corinteni, dar nu în capitolul 11, de unde v-am citat, ci în capitolul 12. Ca să nu mă umflu de mândrie. Deci dacă ai nevoie de smerenie. Deci Dumnezeu îți oferă fix lucru de care ai nevoie. Și acum am să vă spun o idee. O idee pe care am mai spus-o, dar e o idee foarte importantă. Am mai spus-o la întâlnirea pe care am avut-o aici, în interviu cu sora Corina. Aș vrea să vă spun așa, și ascultați-mă cu atenție, dacă e cineva care până acum nu a ascultat foarte bine, în momentul ăsta să asculte foarte bine, când Dumnezeu vrea să mă învețe un anumit lucru, mă așează exact în contextul opus acestei calități pe care vrea să o dezvolte în mine. Hai că zic altfel. Când Dumnezeu vrea să dezvolte în mine o anumită calitate, mă așează exact în contextul opus acestei calități. Adică, ce înseamnă asta? Când Domnul vrea să învețe pe ucenici ce înseamnă pacea, ce face? Pune pianul să cânte, nu? Și le bagă o melodie liniștită, nu? Știți cum îi învață ce înseamnă pacea și liniștea? Cine își mai aduce aminte? Hai să vedem. Ce face Domnul cu ei? Îi pune într-o barcă și începe furtuna. Și Domnul zice, eu mă culc puțin. Na, ce ziceți de treaba asta? Și în mijlocul furtunii, când ăștia se agitau, erau terminați, îi lasă să se agite, se agită, și când se agitau cel mai tare, Domnul Iisus se ridică și le mai și adresează o întrebare din asta, așa, parcă de sus. Pentru ce vă agitați așa puțin, credincioșilor? Doamne, dar tu nu vezi, nu-ți pasă, pierim, murim aici, gata-i! Și Domnul Iisus poruncește furtunii și marea se liniștește. Dar odată cu marea se liniștește și sufletele ucenicilor. Pentru că ăsta era scopul. Când Dumnezeu vrea să dezvolte în tine pacea, te pune într-un context la lucru numai din ăștia agitați, care tot timpul își corbăut numai cafea. Tot timpul, bă, dar n-ai nicio pace și nicio liniște. Când Dumnezeu vrea să dezvolte în tine dragostea, te pune într-un context plin de ură de foarte multe ori. Când Dumnezeu vrea să dezvolte în mine o anumită calitate, mă așează exact în contextul opus acestei calități. Ciudat lucru! Dar așa procedează Dumnezeu. În
Întotdeauna când trec printr-un necaz, printr-o problemă, printr-o suferință, Dumnezeu vrea să mă învețe ceva. Spune lui Dumnezeu: Doamne, am nevoie să mă înveți lecția răbdării. Doamne, am nevoie să mă înveți, nu știu, lecția ascultării. Doamne, am nevoie să mă înveți lecția asta. Și Dumnezeu e gata să-ți ofere acest lucru. Testare, învățare și mai e ceva, sensibilizare. 2 Corinteni 1, 3 și 4 zice așa: Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care în necazurile noastre, parafrazez doar ce zice acolo, ne-a oferit ce? O anumită mângâiere. Ei, cu mângâierea asta cu care tu ai fost mângâiat când ai trecut prin necaz, mângâie pe alții. Și ce înseamnă asta? Că niciodată cel sătul nu-l va înțelege pe cel flământ. Când eram student și eram tot timpul flământ, mi-amintesc că mai întâlneam câte un individ din ăsta foarte bogat care ne dădea recomandări de vacanțe în Caraibe. Și noi ne avem bani de un sandwich. Mai întâlneam pe câte unul din ăsta care avea tot felul de chestii trăznite. Niciodată nu vei înțelege un om până când nu te vei afla în situația lui. De aceea, cel mai bun răspuns la suferință e tăcerea, de multe ori. Dacă n-ai trecut prin ce trece omul ăla, taci din gură. Nu poți să-i spun unei mame care își înmormântează copilul, te înțeleg, dacă n-ai făcut același lucru. Nu poți să-i spui unui om bolnav de cancer, te înțeleg, când tu în viața ta n-ai avut decât o durere de măsea. Mă, și eu știu cam ce simți, n-ai habar. Dar Biblia spune aici ceva. Dumnezeu îngăduie suferința în viața noastră ca să ne facă empatici, pentru că altfel noi n-am fi. Firea noastră omenească e foarte egoistă. Când suntem sănătoși, nu-i putem înțelege pe cei bolnavi. Când suntem săraci, când suntem bogați, nu-i putem înțelege pe cei săraci. Și atunci Dumnezeu zice să-l fac pe Adrian Mocan mai empatic, mai sensibil la problemele altuia. Hai că-l lasă treacă pe aici. De ce? Ca să le înțeleagă. Zicea Luther o chestie foarte faină, zicea să te ferească Dumnezeu de creștinii care n-au trecut prin suferință. Și adevărat, să te ferească Dumnezeu de ei. Nu există oameni mai impecabili, mai perfecți, mai dornici să dea sfaturi la toată lumea și îndemnuri la toată lumea. Dar ascultă-mă bine! Vine ziua în care vei trece și tu pe acolo. Și motivul pentru care Dumnezeu îngăduie suferința este să te facă sensibil, să-L înțelegi pe celălalt. Că nu l-ai fi înțeles niciodată. Da? Dacă totul era perfect în viața ta. Am vorbit despre realitatea suferinței. V-am spus-o. E așa cum este. Că vă place, că nu vă place. O prezintă Biblia și ne lovim de ea zi de zi. V-am vorbit despre rădăcina. De ce îngăduie Dumnezeu suferința? Și acum vă spun care sunt răspunsurile. Foarte succint. Două răspunsuri în text. Unu, bucurie. Și doi, credință. Nu asta cu bucuria... Dați-mi voie să vă spun că e cea mai ciudată dintre toate. Frații mei, priviți ca pe o mare, n-am zis bucurie. Vă mai întreb o dată. Frații mei, priviți ca pe o mare, bucurie. Dar acum vreau să vă spun un lucru. Nimeni nu se bucură de necaz. Ar trebui să fii dezechilibrat mental să te bucuri de necaz. Și Biblia nu zice aici, bucurați-vă că ați pierdut examenul, bucurați-vă că v-ați despărțit de cineva, bucurați-vă că aveți probleme. Nu zice asta Biblia, zice, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Adică eu nu mă bucur de necaz, ci eu mă bucur în necaz. Cum mă pot bucura necaz? Știind că necazul meu nu sunt singur. Că Dumnezeu e cu mine. Și asta le zice Iacov. Frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Nu vă bucurați de necaz. Logic că nu te bucuri de necaz. Nu vă bucurați de suferință, că nimeni nu se bucură de suferință și de durere. Dar vreau să vă spun ceva, zice Iacov. În necazul vostru, Iisus este cu voi. În suferința voastră, Iisus este cu voi. Și asta e bucuria creștinului. Bucuria faptului că știe că nu suferă singur. Bucuria faptului că știe că nu suferă degeaba. Un prieten de-al meu care a fost diagnosticat cu o formă de cancer la creier,
cu o șansă de supraviețuire sub 1%, mi-a spus că până în momentul în care a avut un vis, un vis foarte interesant, în care a visat că vine Domnul Iisus la el și spune un verset din Biblie, un verset care zice: lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Până în clipa aceea, până în momentul acela, tratamentul mergea foarte prost, mi-a zis el. În noaptea aceea am visat că vine Iisus la mine. Seara am făcut o rugăciune și am zis: Doamne, m-am săturat de suferința asta, m-am săturat de necazul acesta, te rog frumos să mă iei acasă. Noaptea am visat că vine Iisus lângă patul meu și îmi spune versetul ăla din Biblie. Cum m-am trezit, nici nu știam ce zice. M-am dus să mă uit și l-am citit. Dimineața când m-am trezit am fost atât de optimist, plin de bucurie. I-a zis la doctor: domnul doctor, eu o să fiu bine. Doctorul, care nu prea credea în Dumnezeu, mi-a zis: e bine să fii optimist, dar șansele tale sunt sub 1%. Din clipa aceea, mi-a spus el, tratamentul a început să funcționeze. Povestea asta, întâmplarea asta despre care vă spun, a avut loc în urmă cu 8 sau 9 ani. Omul acesta despre care vă spun este perfect sănătos astăzi. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care se implică în viețile noastre. Câteodată Dumnezeu alege să ne vindece, altădată Dumnezeu alege să ne lase mai departe în suferința noastră. De ce? O să-L întrebăm când vom ajunge în cer. Câteodată Dumnezeu alege să intervină, altădată Dumnezeu îngăduie să trece mai departe prin necazurile noastre. Dar vreau să vă spun ceva. El este cu noi. Fie că ne vindecă, fie că nu ne vindecă, El este cu noi. Și asta e vestea pe care vreau să vă dau în această seară. Dumnezeu te poate vindeca, Dumnezeu îți poate rezolva problema, Dumnezeu se poate atinge de familia ta și să rezolve ceea ce psihologul, psihiatru nu reușește să rezolve. Nimeni nu poate rezolva, dar pe de altă parte Dumnezeu poate îngădui să treci mai departe prin această vale a plângerii, dar Domnul îți spune: acolo în valea plângerii sunt cu tine și în ciuda necazului și în ciuda durerii și în ciuda problemelor poți totuși să fii bucuros. Știți că asta aduce slavă lui Dumnezeu. Cunosc o grămadă de medici, am fost colegi care au urmat această carieră și întotdeauna îmi spun, unii dintre ei nu cred în Dumnezeu și întotdeauna îmi spun: mă, ceea ce mă impresionează cel mai tare la voi, la pocăiți, mai ales la ăștia care merg cu credință, credința oamenilor, în ciuda diagnosticului foarte greu adeseori. Îmi spunea un prieten în urmă cu ceva vreme, am fost impresionat, zice, de unul pe care trebuia să-l operez. Și avea o formă de cancer foarte gravă și el mi-a zis: domnul doctor, uite, înainte de operație și înainte de anestezie, dați-mi voie să fac o rugăciune. Și era întins acolo pe masă și a făcut o rugăciune și s-a rugat: Doamne, atinge-te de mâinile doctorului, binecuvântează-l pe el, familia lui, lucrează prin el, lucrează prin cei care vor interveni. Și zice: lucrul ăsta m-a impresionat, știind că omul acesta are șanse foarte mici de supraviețuire. Și el știa asta. Și când m-am uitat la el și l-am cunoscut și mi se părea că bucuria aia artificială, că e de fațadă, că atunci când îl vedeam, mi se părea că, bă, n-ai cum să fii normal la cap și să fii totuși, nu să râzi tot timpul, deci, dar să ai un echilibru emoțional. De unde vine acest echilibru emoțional? De unde vine această bucurie? Răspunsul e simplu, că știi că viața ta nu se încheie acolo la mormânt. Că știi că nu ți-ai pus nădejdea în Hristos doar pentru lumea asta. Că știi că nu ești credincios doar ca să-ți meargă bine aici. Că știi că ai o promisiune de la Dumnezeu. De-aia zice Iacov: frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. De ce? Pentru că priviți înainte ziua răsplătirii și ferice, zice Iacov, de cel care va răbda încercarea, care va trece în viața asta prin necaz, prin durere, prin suferință, prin boală și totuși va rămâne mai departe lângă Domnul Iisus, pentru că omul acesta într-o zi va primi cununa de viață, adică viața veșnică. Ce înseamnă asta? Înseamnă asta, oameni dragi, zice Iacov, viața asta,
oricum e atât de scurtă, cât de mult s-ar prelungi, oricâte tratamente ai face, oricât de bine ai trăi, până la urmă tot vei muri. Dar ceea ce contează, oricât de lungă sau de scurtă ți-ar fi viața, e ca pe parcursul acestei vieți, cu tine să fie Iisus Hristos și știind că El este cu tine, te poți bucura în ciuda necazului, în ciuda bolii, în ciuda pierderii financiare. Tu nu ești bucuros de boală, tu ești bucuros că Iisus e cu tine. Ești bucuros chiar dacă ești întins pe patul din spital și nu ești bucuros că ești acolo în spital, ci ești bucuros că știi că nu suferi singur. Aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și să mijlociem. Chiar aseară un prieten de-a meu din Anglia mi-a trimis un mesaj cu o poză cu băiatul lui care are 21 de ani, un băiat atletic, înalt, bine făcut, în comă de 9 zile, în urma unei pneumonii foarte puternice. Și am zis, aseară Dumnezeu îi poate da viață. M-am rugat pentru el și acum am primit poză de la el. Mi-a zis, băiatul a deschis ochii. Dumnezeu începe să lucreze. Ne-am lucrat aici în biserică pentru un băiețel de un an și ceva, Ilan. Băiatul lui Claudiu Hodișan. Băiatul nu putea dormi, avea o stare foarte grea. O problemă de respiratorie complicată. Mama copilului fiind cadru medical. Mi-a zis, ne-a spus, am încercat toate soluțiile medicale posibile. Am tot văzut că sunt aici oameni care vin și mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de ei. Facem rugăciunea asta. Și am făcut în biroul bisericii rugăciunea. Ieri, Claudiu nu cred că e la biserică în seara asta, l-am văzut numai de dimineață. Ieri am primit mesaj de la el, în care îmi spune, Ilan este bine și zice așa, am simțit puterea lui Iisus de vindecare peste Ilan. Mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeul nostru lucrează și astăzi. Noi nu ne bucurăm de boală, nici de necaz, nici de suferință. Dumnezeu alege cum să lucreze în viața noastră, dar în același timp, noi spunem lui Dumnezeu, Doamne, tot ceea ce contează e ca Tu să fii în viața noastră. Care e răspunsul la suferință? Bucurie și credință. Credință? Credință. Adică încredere neclintită în Dumnezeu. Să ceri la Dumnezeu vindecare, știți cum să o ceri? Cu credință. Să ceri lui Dumnezeu să lucreze în familia ta, știi cum să ceri? Cu credință. Zice Iacov aici, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo. S-ar putea ca tulburat de vântul gândurilor tale să fii împins încolo și încoace și să nu știi ce să mai crezi. Dar zice Iacov, atunci când treci printr-un necaz, printr-o boală, prin suferință, cere-i lui Dumnezeu, îți lipsește înțelepciunea, cere-i lui Dumnezeu, cere-i lui Dumnezeu și Dumnezeu e gata să lucreze. Dar cere cum? Cu bucurie, că știi că nu ești abandonat, știi că ești iubit de Iisus. Chiar dacă ești bolnav, poți să fii iubit de Iisus, dar pe de altă parte, știi că El poate face ceva, știi că El poate vindeca, știi că El este prezent în viața ta.